cum te cheamă? Neagă Filoftea. Filoftea. Filoftea sună așa, în limba română. Iubitoare de Dumnezeu. Așa te cheamă, iubitoare de Dumnezeu. Filoftea, din discuțiile pe care le-am avut, mi-ai spus că îți plac psalmii. Da, voi spune cu ajutorul Domnului psalmul 91. Cel ce stă sub ocrotirea celui preanalt și se odihnește la umbra celui atotputernic, zice despre Domnul: El este locul meu de scăpare și cetățuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred. Nu trebuie să te temi nici de groaza din timpul nopții, nici de săgeata care zboară ziua, nici de ciuma care umblă în întuneric, nici de molima care bântuie ziua în amiaza mare. 1000 să cadă alături de tine și 10.000 la dreapta ta, dar de tine nu se va apropia. Doar vei privi cu ochii și vei vedea răsplătirea celor răi. Pentru că zici: Domnul este locul meu de adăpost și faci din cel preanalt turnul tău de scăpare. De aceea nici o nenorocire nu te va ajunge, nici o urgie nu se va apropia de cortul tău, că cel va porunci îngerilor săi să te păzească, ca nu cumva să-ți lovești piciorul de vreo piatră. Vei păși peste lei și peste năpârci și vei călca peste pui de lei și peste șerpi. Fiindcă mă iubește, zice Domnul, îl voi izbăvi, îl voi ocroti, că își cunoaște numele meu. Când mă va chema, îi voi răspunde. Voi fi cu el în strâmtorare, îl voi izbăvi și îl voi proslăvi. Îl voi sătura cu viață lungă și voi arăta mântuirea mea. Amin. Filoftea, te identifici cu acest psalm? Te regăsești acum? Da, mă regăsesc în multe versete și Domnul să fie slăvit, că El mă vinde, că El mă... Eu sunt biruitoare prin El. Laudă Lui în veci. Vreau să te întreb, Lavinia, ce apă îți place ție cel mai mult să bei? Apa pe care ne oferă Domnul Hristos, apa spirituală, dar în ultimul timp am descoperit o apă bună care am primit-o de la Asociația Ridică-te și umblă. Dacă îți dai masca, o să sune mai bine apa pe care ne-o recomanzi să o bem. Ca femeia din Sihar. Rog tehnicul, dacă se poate, ca femeia din Sihar. Mulțumesc. Mulțumesc. Ca femeia din Sihar, la fântână venit am apă ca să scop. Dar vocea lui Iisus răsună din apa vieții, ca să-ți dau eu pot. Dă-mi, Iisuse, apă vie, stâmpără-mi tu sufletul arzând. Cred, o Doamne, că tu ești profetul ce-a adus iubirea pe pământ. Unde-i, Doamne, locul sfânt de închinare? În templu sau pe munte sus? O, nu, ci-n suflete smerite, ce-n duh se-nchină doar celui de sus. O, Iisuse, dă-mi apă vie, stâmpără-mi tu sufletul arzând. Cred, o, Doamne, că tu ești profetul ce-a adus iubirea pe pământ. Prieten drag,
ce cauți azi fericirea, ea este doar în mielul sfânt. Iisus, cerescul nostru mire, ce din înalt veni jos pe pământ. Oana, dă-mi Iisuse apă vie. Stâmpărăm tu sufletul arzând, cred-o, Doamne, că tu ești profetul ce-a adus iubirea pe pământ. Iisuse, adă vie. Stâmpărăm tu sufletul arzând, cred, o Doamne, că tu ești profetul ce-a adus iubirea pe pământ. Amin. Domnul să binecuvinteze. Vreau să vă spun de la început că mie mi-e foame. Vreau să... mi-e foame să vă împărtășesc din versurile pe care le-am învățat și le știu. De 2000 de ani, oamenii așteaptă reîntoarcerea lui Iisus. Ar fi o dulce naivitate din partea noastră să credem că toți cei 8 miliarde așteaptă cu nerăbdare acest lucru. Cei mai mulți, într-adevăr, așteaptă revenirea lui Iisus pe pământ pentru mântuire, dar sunt și cei puțini și probabil din ce în ce mai puțini care așteaptă ca să-L răstignească din nou. Vreau, cu îngăduința dumneavoastră, în cele două poezii pe care am să vi le prezint de-a lungul programului, să vă împărtășesc cele două atitudini ale omului de astăzi. Întunericul, care din păcate e destul de profilat astăzi, și în ultima poezie, în a doua poezie de fapt, Lacrimi de Înger, a lui Amalia Uba, lacrimile vor spăla acest întuneric. Pentru început, cu smerenie și cu îngăduința dumneavoastră, ceea ce se întâmplă astăzi într-o poezie care se cheamă Reportaj secolul 21. În cele patru puncte cardinale, carnaval ispititor de publicitate. Mass media anunță cu multă îndârjire, din oră în oră precipitat, următoarele: excelența sa Pilat din Pont va dezveli astăzi statuia prea bunului și cinstitului Barabas. După eveniment, ca de obicei pentru mulțime, baxuri cu bere, jucării, mâncare, bârfe. De mâine însă trecem la treabă, la tăiat copaci, să cioplim din nou lemnul pentru o nouă cruce. Dacă se reîntoarce, să-l răstignim eficient, să nu ne mai încurce. Plata pentru devotament și hărnicie va fi mult, mult, mult peste arginți 30. Oamenii de bine au și calculat inflația imediat. În show-uri de seară, foarte multă lume au lăudat și au apreciat prestația lui Pont din Pilat, mulțumindu-i pentru bucurii, pentru distracție, pentru chiote și veselie. Vreau să vă întreb, ați mai fost undeva într-un loc cu atâta public? Aici mă simt foarte bine, sunt a treia oară aici și mă simt extraordinar de bine. Vreau să îi mulțumesc domnului Dobromir că tot mi-a oferit microfonul pentru cele patru zile excepționale pe care le-am petrecut la Sinai împreună cu soția, în tabăra respectivă. Mulțumesc foarte mult!
Eu vreau să ne spuneți câte ceva despre stadionul. De la Craiova era, nu? Da, da, da. În afară de încercările mele literare, că aș fi prea cu nasul pe sus să spun că sunt versuri, poezia anterioară îmi aparține mie, am mai făcut și câte ceva pe plan sportiv, pentru că am și eu, după cum ați observat, o infirmitate, dar am o infirmitate, Dumnezeu știe că sunt slab și fricos și mi-a dat posibilitatea să merg destul de bine față de ceilalți frați și surori din această comunitate. Dânsul se referă la un eveniment din 16 iunie 1985, când la Craiova am făcut un mic test în colaborare cu cei de la Centrul de Medicină Sportivă și am alergat 5 ture de stadion. În primul tur de stadion, că așa se întâmplă în România, nu au acționat așa cum trebuie cei de la megafoane și am primit un cor splendid de fluierături, 40 și ceva de mii de oameni fluierându-mă, dar eu, cu cât e lume mai multă, cu atât mă simt mai bine, indiferent dacă sunt aplaudat și sau invers, ca să nu zic așa. Am încercat în cele 4 ture rămase să-mi depășesc toată condiția mea fizică și mentală, terminând în ultima sută de metri în aplauze. Sper că le-am demonstrat că noi, cum spune și domnul Dobromir, avem abilități și mai puțin dizabilități. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Eu, să știți că l-am moștenit puțin, nu la talent, pe Florin Piersic, așa că când aveți urmă, până la 6 aveți aici, nu-i nicio problemă. În timp ce ne povestea experiența de la stadion, mă gândeam ce le-a răspuns Domnul Iisus ucenicilor trimiși de Ioan. Tu ești acela? Ce le-a răspuns? Și orbii văd și șchiopii umblă. Acestea sunt profeții biblice. Dizabilitatea se întinde între doi pomi. De la pomul din Eden, în urma care a apărut dizabilitatea, până la pomul din noul Eden, unde frunzele lui vor sluji la vindecare. În toată această perioadă Dumnezeu nu ne-a abandonat nici pe noi și nici o persoană, mai ales pe cei cu dizabilități. Și apare lucrul acesta în foarte multe locuri în Biblie, și în Vechiul Testament și în Noul Testament, în Levitic, în Deuteronom, în Isaia, în Eremia, în Mica, în Țefania. Aveți grijă de persoanele cu dizabilitate. Și au primit o făgăduință. Orbii văd și șchiopii umblă. S-a întâmplat vreodată? S-a petrecut așa ceva vreodată? Cunoașteți? Când a venit Domnul Iisus, orbii au văzut și șchiopii umblau. Va mai fi o vreme când se va termina pentru totdeauna cu durerea, cu suferința. Și atunci orbii vor vedea de plin și șchiopii vor alerga. Dar până atunci, frații mei, astăzi orbii văd și șchiopii merg. Cum poți să spui așa? Da, astăzi Dumnezeu ne-a chemat pe noi ca să fim ochi pentru ei și picioare pentru ei. Cineva poate ar spune, mă duc și eu acolo să-i ajut. Da, dar legea împărăției spune nu doar oferim sau nu doar primim. Cum este legea împărăției lui Dumnezeu? Primești și oferi, primești și dai. Ei primesc, dar la rândul lor oferă și pe calea, pe drumul spre împărăția lui Dumnezeu, unde trebuie să mergem împreună noi cu persoanele cu dizabilități, oferim, dar primim. Știți ce primim? Lecții de viață. Că avem ochi
și nu vedem corect ce trebuie să vedem, lucrurile cu adevărat importante în viață. Să vedeți că sistemul lor de valori este cu totul față de al nostru. Ce mai primim de la ei? Lecții că avem picioare și nu croim cărări drepte. Să aștept Domnul ca în urma acestui program, împreună cu ei, să mergem spre împărția lui Dumnezeu. Și ei pentru noi ne ajută cum să trăim, cum să vedem, iar noi să le fim ochi, să le fim picioare. Și aș vrea să încep cu voluntarii. Vă rog să vă ridicați, voluntarii care sunteți ochi și picioare pentru acești oameni. Frații mei, nu sunt plătiți. Ies de la lucru la ora 4, 5, 6. Știți la cât ajung de multe ori acasă? Să vă întreb sau să vă spun eu? 11, 12 și a doua zi pleacă la lucru. Și nu se vaită, o fac cu bucurie. Mai avem niște voluntari tineri aici. Îi invit în față. Sunt cei mai tineri voluntari. De la Ridică-te și umblă. Marcus și Carla. Când vin la asociație, păi le cântă oamenilor în mai multe limbi. Le încurajează să roagă pentru ei. Vreți să cântați ceva? Da. Bun. Este un bun leac.
bună este un bun leac. Amin. Florin. Nu știu cum a fost la dumneavoastră cu pandemia când a trebuit să stați în casă câteva săptămâni. Nu știu cum v-ați simțit. M-am întâlnit cu un domn care lucrează la guvern pe segmentul acesta al dizabilității și era puțin suspicios așa în față de noi că suntem pocăiți, că credem în Iisus și în valorile creștine. Dar zice, bă, voi aveți ceva de la Ridică-te și umblă, ceva ceea ce n-am întâlnit în altă parte la alte asociații. Voi scoateți pe oameni din casă. Și șchiopii umblă. Găbița. Ți-amintești să fi mers vreodată? Nu, din păcate nu. Ce s-a întâmplat? De la un vaccin sau ce m-am născut, nu știu. Eram foarte mică și, după cum vedeți, eu stau încărunță. Dar asta nu te oprește să faci treburile casnice acasă, nu? Nu, fac de toate. Faci de toate? Da. Spune-mi, te rog, obișnuiai să ieși destul de des din casă, așa cum la ceilalți? Nu, 25 de ani eu n-am ieșit. 25 de ani tu? Da, în curte. De ce? Fiindcă nu aveam căruț și mama mea nu putea. Dar acum? Acum am din fericire, da. Și cu Ridică-te și umblă, mi-ar peste tot. Și am văzut lumea, am văzut țara. Bogdan. Tu ai fost la munte? Nu. Până acum nu. Nu am fost. Am fost cu dumneavoastră doar. Dar la mare ai fost? Am fost cu dumneavoastră la mare, anul trecut. Dar tu de ce nu ieșeai din casă? Nu ieșeam pentru că nu aveam posibilitatea să ies. Ai mei nu aveau mijloace de transport, nu prea ieșeam. Așa la recuperare mă duceam și cam atât. Nu știu, cred că nu e cazul să vă întreb cine n-a ieșit din casă un an. 3 ani? 5 ani? Nu văd nicio mână. 10 ani e cineva care n-a ieșit din casă? 10 ani? Dumneavoastră, cum stați cu... Eu de 10 ani am ieșit din casă, având pe maică mea bolnavă hisic, n-avea cine să mă scoată la etajul 2 și am stat din 2010 până acum. Cu ajutorul dumneavoastră, Ridică-te și umblă, m-a scos afară din... Domnul Mitică de câteva luni a auzit de asociația Ridică-te și umblă și de atunci a început să iasă afară din casă, după vreo 10 ani. Pentru că la blocul unde locuia nu era lift, locuia doar cu mama, care era... bolnavă psihic. Mama nu mai e, domnul Mitică s-a mutat și voluntarii noștri de la parter acum, la fiecare întâlnire, la asociația Ridică-te și umblă, ajunge și la domnul Mitică. El e Andrei și a mers în multe țări, dar într-una din țările prin care a mers s-a întâmplat ceva. Andrei, vrei să ne spui tu? În Germania a fost. Și acolo am avut o mare supărare, am făcut un șoc. Așa, a rămas fără soție, a plecat și fata și la șocul ăla mi-a făcut scleroză multiplă în plăci. De nu pot să mai merg acum. Mergeam, într-adevăr mergeam, dar acum nu pot să mai merg fără cărucior. E o boală foarte păcătoasă ce am și am. M-am obișnuit, într-adevăr, cu ea. Andrei, tu ai familie? Nu. Nu, pentru că eu stau la un azil în 1 mai. Am avut familie, am avut casă, dar nu mai am.
Cât de mult contează, întreb și pe domnul Mitică și pe Andrei, cât de mult contează ca cineva să vină cu ajutorul fotoliului rulant, să urcați într-o mașină adaptată și să ieșiți în oraș, să ieșiți undeva în țară, la munte? Foarte mult, foarte, foarte mult. Numai pentru dumneavoastră care mai vin la Ridică-te și umblă, ieșim. Cu altcineva nu. Doamna Doina, de ce plângeți? Haideți, ridicați-vă puțin, veniți aici. Sunteți foarte emoționată, da? De ce plângeți? Pace vouă! Sunt mama unui băiat de 46 de ani, Cătălin. Și plâng pentru că de 7 ani de când sunt la asociația Ridică-te și umblă, e prima dată când am venit fără el. Stăm la bloc. Astăzi s-a întâmplat să nu se simtă bine. S-au blocat și lifturile într-un bloc mai vechi, aici chiar în apropiere. Și se strică foarte des și am venit fără el. Dar am ținut neapărat să vin, să fiu aproape de, aproape de asociație și de persoanele cu dizabilități, de acești copii minunați care sunt prietenii lui Cătălin. Și vreau să vă spun că înainte să cunosc asociația, eu am trecut și prin niște perioade foarte grele de sănătate și de operații la inimă. Tot așa, Cătălin nu a ieșit din casă aproape 10 ani. Nu am putut, eu m-am pus și serviciu, făceam toate eforturile, fiind singură, tatăl lui Cătălin a plecat și ne-a lăsat singur și fără serviciu n-am și fi putut să supraviețuiesc. Și atunci am preferat să lucrez, să pot să îi asigur traiul de zi cu zi. Și am suferit foarte mult pentru el, în primul rând, dar Dumnezeu ne-a scos în cale. Atunci l-am cunoscut și pe Dumnezeu, prin asociația Ridică-te și umblă. Și de 7 ani mergem săptămânal la asociație, prin serviciu de taxi, de mobilitate taxi gratis, cu ajutorul voluntarilor, ne ajută. Și Cătălin merge într-un cărucior, este prieten foarte bun cu Bogdan și cu Găbița, ei sunt frații lui. Și are și el un cărucior electric, îmi pare rău că nu l-ați cunoscut și pe el astăzi. Și vreau să vă spun că în 7 ani am văzut aproape toată țara, am fost în tabere, în excursii, am fost și în 3 țări, în Spania, în Italia, în Grecia, cu asociația Ridică-te și umblă, prin bunăvoința domnului Florin Dobromir, care este un sprijin foarte mare. Deci Cătălin are 46 de ani, da, și a vizitat atâtea țări. Da. Dar el n-a mers niciodată. Nu a mers. Pentru că merge în cărucior. El nu a mers niciodată, nici nu poate să vorbească. Este foarte inteligent, dar are o spasticitate a corzilor vocale. Eu mă înțeleg foarte bine cu el. Este un copil foarte inteligent. Nu face pe el, mă scuzați că intru în subiectul ăsta, nu poate să mănânce singur decât foarte puține produse, așa, o banană sau ceva. Restul eu îi dau să mănânce, îl spăl, îl îmbrac, ieșim afară, ne ajută voluntarii să ieșim din bloc. Deci înțeleg așa că Ridică-te și umblă a devenit familia dumneavoastră. Da, asta vroiam să și închei cu această lucru. Deci noi nu mai avem altă familie decât familia Ridică-te și umblă, această asociație care pe noi este viața noastră și fără ei nu putem să mai trăim, pentru că sunt sprijinul nostru de zi cu zi. Ne sună, ne întreabă, aveți nevoie de ceva, a fost pandemia, domnul Florin a venit, ne-a dus și pâine, eu am sufăr în continuare de niște probleme, trebuie să mă operez la picior și n-am dobândit să de nimic în pandemie, pentru că s-au îngrijit să ne aducă toate produsele care ne trebuiesc și în continuare suntem cu dânsi alături și vă rugăm mult de tot, dacă puteți să fiți alături de noi, de centrul de mobilitate al asociației Ridică-te și umblă, vă mulțumim. Și iată, dar,
și șchiopii umblă și orbii văd, văd, văd. Dumneavoastră ați văzut Veneția? E cineva de aici, din față, care a văzut Veneția? Și dumneavoastră? Și dumneavoastră? Vreți să ne o descrieți? Întâi prezentați-vă dumneavoastră. Scuzați. Mă numesc Tudorița și datorită acestei asociații am fost în Veneția și datorită Domnului, care este dovedit că e bun mesager, domnul Florin. Nu, nu vreau să vă întreb de descrierea Vaticanului, a Romei și a Veneției. Așa. Datorită domnului Florin, care știe să explice așa de bine, la Veneția, la Roma, pe unde am fost, a dovedit a fi un ghid pentru cei care nu văd. Atunci când am urcat pe vaporaj, ne spunea, ne descria clădiri, bănci, palatul, că trec frumos gondolele, plutesc, da, zicea frumos, nu ca mine. Apoi când am ajuns acolo pe o ploaie la Vatican, că eram uzi până la piele, nici nu simțeam. Domnul Florin, cu explicațiile dânsului și plus de asta, că explica, dar mai, dacă era un înger în relief, imediat ni-l arăta. Și de-aia am spus, noi vedem prin ochii altora, dar și acela trebuie să știe să explice. Eu am vizitat multe țări, dar Veneția a fost excursia supremă, așa că îi mulțumesc și aici, în biserica asta care e plină de emoții și de tot ce poate să fremete sufletul nostru. Mulțumesc! Vreau să vă spun că Tudorița a învățat rugăciunea Tatăl nostru în limba italiană pentru că știa că mergem la Roma, la adunare, și trebuia să se roage la program. Și a învățat în limba italiană și s-a rugat în italiană. Apoi a învățat rugăciunea Tatăl nostru în limba spaniolă, dar când să plecăm la Madrid a venit pandemia. Frate Răpan, și dumneavoastră ați ridicat mâna, dar dumneavoastră îmi pare că ați mai fost și pe la Viena, și pe la Praga. Ia, spuneți-ne, cum arată Europa? Vă spun, dumneavoastră explicați așa de bine, exact, parcă am avut eu ochii mei, că eu am văzut până la 12 ani, am avut un accident, și cel care mi-e explică îmi dau seama de tot ce-i frumos, peisaje. Chiar făceam glume cu colegii în mașină acolo. Ia uitați un lan mare cu flori, nu știu ce. Și să uitați, că da, bă, dar de unde vă spui? Uite așa, am avut intuiția că e ceva care e frumos în afara mașinii. Și am fost la muzeu acolo, la Praga, foarte frumos. Foarte frumos. Cel puțin ne-am simțit precum că am avut noi ochii noștri și pentru noastră ne-am descurcat foarte bine, că în sensul că tot ce ne-a spus, eu am dat seama de esențele. Vreau să vă spun, dragii mei, că acești oameni, când urcă în mașina Asociației Ridică-te și Umblă, nu contenesc să admire și să laude țara și priveliștea. Și eu îi întreb, dar ce vedeți voi frumos? Vai, ce frumoase! Vai, ce frumoase! Și am întrebat un nevăzător altă zi, păi, noi ne plimbăm și plătim bani ca să ne plimbăm, pentru că vedem. Dar voi de ce plătiți? Păi ne face plăcere să mergem, să fim cu toții. O adevărată familie. Și chiar aș vrea să vă invit în picioare, Tudorița, Aurelia și Oana. Aurelia, unde-i prietena ta? Prietena mea este o cățelușă labrador, Pufarina o cheamă. Este acasă. Știu că vouă vă place să cântați. V-ați hotărât să cântăm o strofă, două dintr-un in? Hai să cântăm pe el. Strigă către Domnul. Strigă către Domnul, vreți să cântați? Da.
Dar cum? Cântă Oana strofa? Da. Și toți refrenul? Da. Când te afli îngrijorat, strigă către Domnul. De povară apăsat, strigă către Domnul. Strigă către Domnul, orice ce te apasă. Strigă către Domnul, căci El nu te lasă. Dacă vrei să fii mai sfânt, strigă către Domnul. O lumină pe pământ, strigă către Domnul. Strigă către Domnul, orice ce te apasă. Strigă către Domnul, căci El nu te lasă. Îngrijorat de ce voi fi, strigă către Domnul. Și de vremuri ce-or veni, strigă către Domnul. Strigă către Domnul, orice ce te apasă. Strigă către Domnul, căci El nu te lasă. Pentru ultima ta zi, strigă către Domnul. Izbăvit de chin să fii, strigă către Domnul. Strigă către Domnul, orice ce te apasă. Strigă către Domnul, căci El nu te lasă. Strigă către Domnul, orice ce te apasă. Strigă către Domnul, căci El nu te lasă. Amin. De ceva timp, oamenii aud de familia aceasta, Ridică-te și umblă, și nu aveți curajul. Păi de ce? Cum vă numiți? Maria Crăciun. Și cum ați auzit dumneavoastră de asociația? De pe internet. După internet. Vă urmăream tot timpul, stăteam în casă, vă urmăream și tot am apelat, am zis că vreau și eu. Și dumneavoastră mi-ați îndeplinit dorința și... Da, dumneavoastră aveți o problemă de dizabilitate? Foarte gravă. Am amputație bilaterală de gambă. Și... De când cunoașteți asociația și ați venit și la concerte și la... Mi-am schimbat părerea, mă simt foarte bine, mă simt ca în familie și vreau să mergem înainte. Mergem înainte! Și cu doamna Marinela. Doamna Marinela, ați venit singură, fără un aparat. Ne spuneți cine e prietenul dumneavoastră? Aparatul de oxigen. Adică? Nu pot să respir singură, respir numai cu aparatul, dar sâmbăta, când merg la Domnul, iau pe Domnul cu mine și El este aerul meu, scutul meu și tăria mea. Amin. Doamna Elena, să știți că venea la asociație să slujească persoanelor cu dizabilitate și să implica în tabere, la bucătărie și peste tot. Numai că s-a întâmplat ceva. Ce s-a întâmplat, doamna Elena? Pe 24 noiembrie am avut accident vascular și n-am vrut să mă duc la spital, am refuzat și până la urmă, a doua mașină când a venit tot acel doctor și a zis, doamnă, trebuie să vă luăm la spital, că dumneavoastră, zice, ați fost bătută rău la cap. Și ce ne spune, zice, zic nu, lasă-l pe Dumnezeu, că Dumnezeu știe El ce are de făcut. Și m-a dus la spital. La spital am stat mult timp.
2 săptămâni eu n-am mâncat nimic. Am ținut post și mă rugam lui Dumnezeu cu mâinile pe sus și zi și noapte. Și spuneam, Dumnezeule, vindecă-mă. Și după ce m-a adus acasă, doamna doctor îmi spune, băiatul, zice, m-ai chemat și a zis, zice, mama ta e nebună. Zice, nu, mama mea e credincioasă, nu e nebună. Și o doamnă din Cluj, de 82 de ani, eu spuneam versete pe de rost și ea le memora. Și amândouă, pe amândouă ne-a scos nebune. Mi-a zis un păstor și a zis, zice, da, nebune pentru Hristos, zice, asta sunteți. Și eu am venit aici la Ridică-te și umblă prin prietena mea, scumpă și dragă, Filofteia, care a venit cu dragoste, a venit cu iubire. Ați venit ca să fiți însoțitoare pentru ea și să fiți voluntari pentru... Pentru biserică, pentru tot de aici. Când am plecat și ne-am dus la Stupini, la Brașov, mă duceam și eu cu ei. Veneam acasă după o săptămână și plângeam, zic, Doamne, atâta lume necăjit, atâta lume amărâtă, tineret, care suferă, Doamne, îți mulțumesc. Și plângeam și mă rugam pentru ei. Și mi-a zis o doamnă care a avut accident de mașină, zice, de ce plângi? De ce plângi, zice, și te rogi? Râzi, zice, că mă vezi așa. Cum pot eu să râd de un om care este paralizat, care este fără picioare, care are mâini, care nu poate să facă? Și cu ce dragoste veneam aici, veneam la Ridică-te și umblă, pentru că iubesc pe Domnul și îl iubesc până când Domnul mă ia acasă. Domnul să vă întărească. Amin. Și să fie cu dumneavoastră prin ce treceți acum să... Eu am fost la pat, bolnavă, da. Dar Domnul m-a ridicat. Nu puteam să merg, nu puteam, mă spăla copiii și mă îmbrăcam. Frate Lucian, doar o pregustare a profețiilor și a făgăduințelor care se vor împlini desăvârșit când Dumnezeu va restabili și va reînnoi toate lucrurile. Și orbii văd și șchiopii umblă. Dorim să vă mulțumim pentru că pe parcursul anilor ați fost alături de Asociația Ridică-te și umblă, mai ales atunci când era vară și organizam tabere și încercam să găsim soluții ca să le facem accesibile pentru persoanele cu dizabilități. Anul acesta e ceva mult mai diferit, organizăm în fiecare săptămână o mini-tabără și așa cum s-au menționat, avem această bucurie să luăm grupuri de 15-20 de persoane cu dizabilități la Sinaia. Eu aș vrea să vă prezint din activitățile Asociației Ridică-te și umblă, atât la București cât și cele naționale, și aș vrea să punem acel PowerPoint ca să vedeți cum a fost pandemia, cum este acum în perioada aceasta de relaxare și o mare nevoie a Asociației Ridică-te și umblă. Rog tehnicul, da, mulțumesc frumos. Activități Ridică-te și umblă în 2020 și 2021, putem să dăm mai departe. Acestea a fost când a venit pandemia, ne-a luat prin surprindere, a trebuit să sistăm ceea ce făceam de 10 ani de zile aproape și să anulăm multe activități și să facem proiecte noi, consiliere telefonică. Nu mai puteam să vizităm oamenii, dar țineam legătura prin telefon cu ei în toate cele 30 de filiale din țară. Întâlniri pe Zoom am început să facem. Tot felul de întâlniri. Proiectul Nu Ești Singur, prin care adunam alimente și distribuiam la persoane cu dizabilități. Centrele de mobilitate, aici o perioadă n-au funcționat, după aceea au început să funcționeze iar și mulțumim lui Dumnezeu că n-am avut infectări și din nicio activitate a noastră nu au fost victime, dar am avut și totuși o infectare destul de puternică a unui angajat. Excursii cu grupuri mici s-au făcut anul trecut în vară. Bun, putem să dăm... Cam așa arată o întâlnire națională pe Zoom, de una recentă de anul acesta. Putem să mergem mai departe, să vedem și cum era Biserica Persoanelor cu Dizabilități, cenaclul literar pe Zoom, abilități creative. S-a înființat un centru de mobilitate la Buzău,
prin faptul că nu mai funcționa un microbuz aici, îl țineam degeaba și l-am dat celor de acolo să-l folosească și acum este în uzul persoanelor cu dizabilități, în special din județul Buzău. Proiectul nu e singur, s-au făcut o groază de pachete și în toată țara, cel puțin o dată, de două ori, de trei ori, la București de 20 de ori s-a ajuns la beneficiarii asociației cu aceste alimente și bineînțeles un aport au avut și voluntarii care au făcut pachetele, le-au pregătit. Florin a alergat o București dintr-o parte în alta cu ajutorul voluntarilor să ajungă la 80 de persoane cu dizabilități. Și nu era simplu, în termen scurt trebuia. Mergem mai departe. Am avut ceva inedit. În poză este chiar Bogdan, persoană în scaun rulant, care anul acesta a făcut schi. E un scaun special, adaptat și de curând avem opțiunea aceasta în țară, un mare lucru. Și mulți dintre cei cu dizabilități au avut aceste senzații, cum să schiezi la Poiana Brașov. Din nefericire pe Bogdan n-am avut cum să-l aducem, pentru că n-am avut cu ce astăzi. Biserica persoanelor cu dizabilități s-a întâlnit în curtea asociației, n-am mai făcut întâlniri înăuntru, aici la Belu Vechi, și am amenajat cu ajutorul Dumnezeu curtea și în fiecare sâmbătă aproape avem întâlniri în curte. Să vedem ce va fi când va fi rece, Dumnezeu va purta de grijă. Să mergem mai departe. Am marcat cu evenimente, concerte în aer liber, inedite, mai mulți... să zicem, artiști, oameni care sunt talentați, au cântat, au încântat și am transmis și live lucrul acesta. Mergem mai departe. Da, și bineînțeles, de fiecare dată masă de părtășie. La fiecare întâlnire am întins mesele și acești voluntari minunați au pregătit. Cred că au muncit sâmbăta mai mult decât la locul de muncă, ca și preoții la templu. Munceau sâmbăta mai mult decât în cursul săptămânii. De ce? Ca să creeze aceste evenimente deosebite pentru nevoile persoanelor cu dizabilități. Mergem mai departe. Da, aici voluntarii sunt în acțiune. Centrul de activități ridicate și umblă Sinaia, mulțumim lui Dumnezeu pentru că am putut să dăm în folosință acest spațiu, dar a venit pandemia și acum activitățile acolo s-au reluat. Așa arată în încăperea principală unde au loc întâlnirile dinăuntru. Mergem mai departe și fiecare zi excursii. Asta este o poză de săptămâna aceasta. Cât contează un microbuz cu rampă? Persoanele intră direct cu scaun înăuntru și merg în diverse destinații. Să mai dăm din poze, putem să dăm mai departe. Pe Transbucegi, peisaje foarte frumoase, carpatice, puteți să dăm mai departe. Bineînțeles, acestea sunt niște obiective care au fost atinse, lacul Bolboci. Uitați undeva la peșterea Lomiței, o rampă mare și bineînțeles acolo a trebuit ca să voluntarii să aibă un rol foarte important. Putem să mergem. Persoanele în scaun rulant au intrat în peșterea Lomiței, nu se intră până în capăt, dar au un coridor de câteva sute de metri și pot să vadă cum e la 5 grade Celsius. Când afară sunt 30. La picnic, la prânz, pe platoul Bucegi. Bineînțeles, se ajunge pe Transbucegi până acolo. Aceste microbuze sunt de mare, mare ajutor pentru activitățile noastre ca să putem să ajungem acolo și cu scaunele rulante. S-au mers și la recuperare, fie la întorsura Buzăului, aici e o pauză de drum la Sinaia, fie la Teichirghiol, unde au mers persoane cu dizabilități, și anul acesta s-a mers chiar și în Grecia, fiind o excursie programată dinainte de pandemie. Microbuzele noastre bătrâne au ajuns și acolo, însă sunt pline de rugină, puteți să-l vedeți, este afară de 7-8 ani. Îl folosim, are 450.000 de kilometri aproape și noi am făcut vreo 300 și ceva de mii. Și abia mai duc. Vrem să le păstrăm pentru București, doar în zonă, dacă se întâmplă ceva să fie în oraș, și să avem posibilitatea de a avea un microbuz nou, să accedem în zonele mai îndepărtate, din afara Bucureștiului și în special pentru Sinaia, unde avem tabere.
Da, trebuie să fie un microbuz potrivit. Am avut și un eveniment deosebit, un târg de meșteșuguri la Darabani. Vedeți, acești exploratori 20 la număr din nordul țării. Și-au dorit foarte mult un centru de mobilitate și la ei, deși nu avem acolo activitate ridicăte și umblă. Și luna iunie s-au ocupat, au făcut o felul de obiecte pe care le-au vândut în colaborare cu primăria la târgul din Darabani. Știți ce sumă au obținut copiii aceștia, exploratorii aceștia? În 4 zile, prin vânzare și donații de bani, au obținut suma de 11.000 și ceva, peste 11.000 de lei. A dat și primarul 1.000 de lei, au promis că vor mai da de la primărie și apoi s-a întâmplat o nedreptate a asociației față de asociație pe care acum suntem în litigiu și încercăm să o rezolvăm. Și cu ajutorul lui Dumnezeu, n-are nicio bază legală, niște decizii luate total de niște oameni care nu le plac activitățile noastre. Și un om de acolo a zis, fac eu rost de o mașină. Și ne-a sunat și ne-a zis, trimit o mașină pentru Darabani din Italia. Este pe drum, nu știu unde este, trebuie să ajungă și să avem și acolo un centru de mobilitate. Dumnezeu face din orice rău, transformă în bine, dintr-un blestem, în binecuvântare, dintr-o dizabilitate, într-o abilitate. Așadar, nevoia cea mai mare pe care o avem la ora actuală și dorim ca să facem un apel la dumneavoastră, este să strângem aproximativ 12.000 de euro. Avem deja 5.000 de euro prin bunăvoința lui Dumnezeu, mai avem nevoie de 7.000 de euro ca să găsim un asemenea mijloc de transport. Ce avem la ora actuală, l-am folosit, le folosim, nu le vindem până pică. Dar trebuie să avem ceva proaspăt și care să prezinte siguranță. Aceasta este nevoia noastră și vă adresăm aici un apel pentru a susține activitatea ridicăte și umblă și de a împlini parțial profeția aceasta, orbii să vadă și șchiopii să umble. Cum? Prin astfel de soluții, prin astfel de activități. Dumnezeu lucrează și în felul acesta. Vă mulțumim! Pic de liniște. Aștept pe cineva. Îngerule, încotro zbori atât de grăbit? Ai cumva vreo scrisoare de dus sau de primit? Ori vreo nouă planetă de privit? Dar stai, spune-mi, te rog, ce atâta mister? Aveți vreo sărbătoare a îngerilor în cer? Dar nu pleca, te rog, spune-mi, cum se face că toate stelele zbor încoace și lumea întreagă lângă noi o să vină? De unde plouă atâta lumină? Dar ce-i cu tine, îngerule? Plângi de tristețe? Nu poate fi. Și atunci, sigur, dacă stau să mă uit bine, e de bucurie și, bineînțeles, numai un pic să fiu atent, de bucurie este. Oare nu cumva este el aici pe pământ? Oare nu cumva a coborât printre oameni cel sfânt? Îngerule, spune-mi, te rog, de ce astăzi zbori în sus și nu în jos? E adevărat, aici s-a născut Iisus. Spune-mi, te rog, de acolo e atâta lumină și iubire? Îngerule, dacă nu te superi, aș plânge și eu cu tine de bucurie. Mulțumesc foarte mult. Înainte de a cânta piesa Speranța, vreau să spun că în biserică există 3 categorii de oameni. Despre aceasta vorbește cântarea următoare. În prima strofă vorbește despre persoane care vin în biserică de curiozitate, stau de spectacol și apoi critică.
A doua categorie, persoane care vin poate de curiozitate, stau la spectacol, apoi se ridică și spun trebuie să fac ceva pentru Dumnezeu, dar lucrează fără Dumnezeu sau din motivații greșite. A treia categorie, vin pentru spectacol, le place, dar vin pentru că se simt chemați de Domnul, că au un loc, să-ți găsească un loc, așa mi-am găsit eu la Asociația Ridică-te și umblă, un loc în lucrarea lui Dumnezeu și rog pe Dumnezeu să mă conducă. Am venit și eu pentru aceste motivații cândva și aici am învățat de la voluntari, care sunt prietenii mei și familia mea, sacrificiul, pentru că vin de la serviciu și aranjează serviciul așa fel încât să poată veni aici, ne oferă dragoste, 24 din 24. Și de la prietenii mei cu dizabilități am învățat să suport durerea sufletească și de orice fel. Eu am nepoței cu dizabilități, cu autism, eu am probleme de vedere, lucrez ca asistent masor într-un cămin cu persoane cu dizabilități și mama mea ia tratament psihic, dar în toată această perioadă Asociația Ridică-te și umblă mi-a fost un sprijin și mi-am dat seama că așa mă iubește Dumnezeu prin această asociație și prin biserica sa care îl susține. Așa că vă mulțumim pentru susținere. Vă invit să cântăm împreună spre slava Domnului piesa Speranța. Acum cântă nemulțumitul. S-a întins umbra nopții pe-ntreg pământ, apune orice cântec plângând. Nici o stea nu-i pe boltă să prind al meu vis. Drumul vieții pare veșnic închis. Pustiu pare totul în jurul meu și în față vântul bate mai greu. Aș vrea doar o rază sclipind undeva, o speranță pentru inima mea. Strigă tare străjer, vine iar dimineața, hai privește spre cer, înflorește speranța, noapte nu va mai fi, poate doar un ceas și în curând, vine ziua, ziua fără apus, când vom fi cu Iisus. Acum cel care lucrează pentru Domnul. S-a înscris răsari iarăși zorii cu pacea lor. Se arată iar lumina din nor. Pot avea o speranță să prind al meu vis. Drumul vieții pare va fi iar deschis. Strigă tare străjer, vine iar dimineața, hai privește spre cer, înflorește speranța, noapte nu va mai fi, poate doar un ceas și-n curând, vine ziua, ziua fără apus, când vom fi cu Iisus. Fericire de nespus, da, va fi acolo sus. Strigă tare străger, vine iar dimineața, hai privește spre cer, înflorește speranța,
noapte nu va mai fi. Poate doar un ceas și-n curând vine ziua, ziua fără apus, când vom fi cu Iisus. Când vom fi cu Iisus. Amin. Dacă dânsii au menționat numele meu mai des, a fost pentru că eu eram la volan și prima persoană de contact eram eu, dar în spatele meu și alături de mine se află o echipă dedicată cu totul pentru această lucrare. Și cei care se văd, dar și mulți alții care nu se văd, sunt în umbră și ne susțin. Și împreună cu dumneavoastră, noi ne-am hotărât să aducem o rază de speranță pentru cei care nu văd și pentru cei care nu pot merge. Lavinia a botezat acel microbuz, microbuzul veseliei. Nu știu, dar știți de ce? Pentru că acolo nimeni nu e trist, cum spunea sora Elena. Păi zice, cum să te bucuri că... Nu! La o întâlnire de la Asociația Ridică-te și umblă, nimeni nu e trist. Toți vorbesc, toți cântă. N-am văzut o biserică pe nicăieri să se cânte atât de multe cântece și cu bucurie. Te mai întreb cum o să se numească noul microbuz? O, lăudat să fie Domnul și mulțumim celor care ar face acest lucru posibil să avem un microbuz. Supunem la vot. Cei care cooperează vor putea să dea un nume. Nimeni și nimic nu ne va face să renunțăm, ci să ne oprim. Mergem înainte